Teodor Lazar are 7 ani și locuiește în București alături de mama și tatăl său, cu care se distrează tot timpul. Cel mai mult ne place să ne jucăm luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Trebuie să stăm pe bine și să punem mâinile așa, să batem palma și să zicem ziua săptămânii, dacă e duminică, trebuie să miști așa mâna, pentru că altfel te scoate din joc. Pasiunile lui Teodor sunt cântatul la tobe și jocurile video. M-am apucat de la 3 ani. Mereu mă antrenez și are o pasiune așa de a cânta, vrea să fie într-o trupă rock. Mie place să cânt melodica pa 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 pa. Când se face mare, vrea să devină programator, ca să ajut oamenii și să facă programe așa pe care să instaleze copiii, numai că să fie fără virus. Pe parcursul școlii de supereroi Itzy Bitzy, studentul Teodor s-a întâlnit în live-uri cu Itzy și Bitzy, Spark și Spinner, iar acum urmează Zăpă interviu cu Super Zăpă. Astăzi vreau să vorbim despre joacă. Am înțeles că îți place să te joci, așa e? Așa este. Da? Ia spune-mi, de ce ne jucăm? Ca să ne simțim fericiți. Aha, asta e bine, deci joaca te face fericit. Știi cumva cine a inventat joaca? Cine s-a gândit la asta? Păi, jocurile antice, cum ar fi leapșe sau bate scunsele, l-a inventat Dumnezeu. Serios? Serios. Aha, adică s-a gândit să avem ceva care să ne bucure. Da. Cam cât ar trebui să ne jucăm pe zi? Păi, eu aș zice 2-3 minute la fiecare oră de masă, așa, și cam atâta. Cam atâta. Am înțeles că tu știi să cânți la tobe. Da. Dar cum se zice, cânt la tobe sau bat la tobe? Păi, bat la tobe este ceva urgent. Așa. Iar când la tobe este mai relaxant. Am înțeles, dar de ce tobe? Nu ți-ajungea o singură tobă? De ce trebuie să ai mai multe tobe? Pentru că altfel nu poți să cânti la ele, pentru că tobele s-au inventat cu două baxuri și cu două din alea de metal. Alea cum se numesc? Habar nu am. Țiuitoare, așa mi se pare mie, că ai bați pe ele și faci. Da. Da. Mulțumesc foarte mult, Super Teodor, pentru Zăpă interviu! Absolventul săptămânii la școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină este Teodor Lazar, de 7 ani. Felicitări!